Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Da, vă place Casa Poporului? Ne place Casa Poporului. Da. Eu insist să-i spun Casa Poporului, acum mai zice Palatul Parlamentului, deși da, acolo sunt mai multe instituții. Casa Poporului. Am pledat la avocatul diavolului pentru demolarea Casei Poporului. Eu nu o suport, sigur că era o pledoarie nerealistă, dar am vrut să văd câți cred dintre ascultătorii noștri că e o clădire urâtă și câți știu că această clădire a distrus o bună parte a orașului vechi și care a nenorocit traficul auto din București. De fapt, toată zona aia este trântită în mijlocul Bucureștiului și a distrus inclusiv traficul auto. Am avut atunci și făceam cu Moise vreo 15 telefoane, am luat un singur vot, vreo 5-6 au vrut să mă bată, când am zis că vreau să demolez Casa Poporului. Bine, nu contează, rămân la ideea mea. Deci eu cred sincer că n-ar fi mai bine fără monstruozitatea aia, inclusiv din punct de vedere financiar, sau măcar să dărâme gardul ăla, că periodic ne promit că o să dărâme gardul, ceea ce aia nu se întâmplă niciodată, și să dea terenul înapoi bucureștenilor, că ăla este un teren furat orașului. Acolo poate fi făcut, poate fi făcute multe lucruri. Prima idee e să facă un parc. Bun, poate să facă multe alte lucruri acolo. Dar ăla e un teren închis, care nu e accesibil bucureștenilor, deși al lor era și a fost furat. Mă rog. Dar să știți, doar curentul consumat de Palatul Parlamentului pe perioada verii, în 3 luni, a costat 200.000 de euro. Deci după ce că e urâtă, mai și costă foarte mult. Doar pentru iluminat sunt folosite acolo vreo 2.800 de candelabre. Se adaugă aer condiționat, mă rog, alți consumatori. În vara asta, prețul curentului a fost cu vreo 60% mai mare față de ce s-a întâmplat cu un an în urmă, că a crescut prețul și Palatul Parlamentului e un mare consumator. Costul, mă rog, din septembrie, Palatul Parlamentului are un nou contract cu un nou furnizor, scrie Digi24, costul va fi cu 58% mai mare față de furnizorul precedent. Deci nu numai pe mine mă ardă ăștia cu energia. Nu, pe toată lumea. Dar, spre deosebire de tine, pentru că Palatul Parlamentului este un consumator atât de mare, are preț propriu de furnizarea energiei electrice pe care îl obține la Bursa Română de Mărfuri. Uh-huh. Cât de mare este consumatorul? În 2013, de exemplu, consuma anual peste 6 milioane de kWh, cam cât 2000 de locuințe. Deci cât un oraș. Și avea și peste 12.600 de gigacalorii, deci cât 1000 de locuințe. Și 140.000 de metri cub de apă pe an, cât 1100 de locuințe. Vă place? Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.